Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la podcastul Spandugino, Reziliență prin cultură, dialoguri și repere. Ne întâlnim astăzi cu o mică, mare carte, Chantal Delsol, Sfârșitul Creștinătății, Inversiunea normativă și noul timp. Și ne face mare bucurie să ne reîntâlnim cu domnul Teodor Baconschi. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Avem o carte minunată, minunat scrisă și rămâne între noi minunat tradusă de domnul Teodor Baconschi. Cum procedăm? Spuneți dumneavoastră că Chantal Delsol vine în ceea ce scrie și în ceea ce gândește dintr-un viitor proxim. Nu cum fixăm, ci cum să reperăm acest profil de intelectual, acest tip de profil intelectual, cum să navigăm. Da, nu e prima carte a doamnei românește Delsol care se traduce, însă precedenta era o carte de știință politică și da, nu avea detenta filozofiei catolice pe care o practică autoarea de la Paris. Așa încât eu sper ca această cărțulie să deschidă gustul publicului educat din România pentru întreaga ei operă, mai ales cărțile recente, ca un fruct bine copt, au o claritate sintetică și recapitulativă formidabilă, pentru că reușesc să facă arheologia ideilor politice moderne și totodată să explice criza catolicismului contemporan în această veche deja confruntare dintre Biserica Catolică și modernism, modernitate. Delsol vine în Franța pe această schismă între cele două suflete franceze. După 1789, când s-a produs ruptura revoluționară, Franța niciodată n-a trecut cu totul de partea Revoluției. A existat mereu, sub o formă sau alta, un front de intelectuali, politicieni, voci publice care au văzut în Revoluția franceză un dezastru, nu o victorie. Au văzut începutul totalitarismelor moderne, da, au văzut violența politică legitimată ca deicid. Cred că au văzut destul de bine, de fapt. Ca ruptură față de tradiție, față de orice experiență a transcendenței, față de ceva mai sus decât statul. Da. Și deci au văzut în Revoluția franceză și această trăsătură a modernității, care este idolatrizarea statului. Ideea că nu mai ai un mântuitor, cu atât mai puțin da, pe cel care mediază prin Iisus Hristos între Dumnezeu și om, ci, până la urmă, o formă sau alta de organizare umană devine sursa binelui public, a consensului general și totodată a mântuirii, ca să zic așa, prin social, prin istorie, prin reforme, prin decizii politice. Religii de substituție, cum le spune exact. George Steiner, sau religii surogat. Franța reacționară a fost tot timpul contrautopică, dar a avut și ea partea ei de utopie, în sensul că, pur și simplu, lăudând vechiul regim, trăind din plin această nostalgie a Franței monarhice, în care biserica era socotită, în care Franța însăși era văzută ca o fiică mai mare a bisericii, deci a puterii pontificale, ar fi urmat să revină ca atare cumva. Adică ei priveau spre trecut, crezând că se poate lumea întoarce la acel trecut. Nu se mai poate. Evident, nu se mai poate. Ori, Chantal Delsol se integrează într-o familie de filozofi catolici care au înțeles că trecutul nu mai poate reveni. Au înțeles că bătălia asta reacționară pentru a ține în viață un creștinism politic este ea însăși o sursă de totalitarism. Și atunci încearcă să respingă orice nou proiect de creștinism politic. Adică încearcă să spună că viitorul creștinismului stă în forme de organizare comunitară eclezială mai modeste, cu atât mai bine dacă ele își fac loc în democrații, deci nu sunt în clandestinitate, nu sunt nici la marginea societății, sunt acolo unde pot fi conlucrând pentru binele comun, dar nu încercând să reia epoca pe care ea o numește lunga epocă de după Constantin cel Mare, în care Evanghelia guverna statele. Pentru că Delsol se uită în veacul 20 și vede că corporatismele fasciste, catolice, patrie, familie, unitate, de tip Salazar sau Franco, nu au fost decât surse de suferință pe dos. Adică se opuneau comunismului, dar încercau să recupereze cu forța statului o ordine morală creștină. Încercau deci din nou să pună Evanghelia ca sursă de legitimitate a puterii și totodată ca sursă de morală publică, dar au creat niște regimuri la fel de diforme, represive și înstrăinate de învățătura fondatorului creștinismului, ca și totalitarismul marxist-leninist, ateu, care înțelegea să scoată complet din viața publică elementul creștin. Sigur că acești filozofi catolici nu sunt foarte bine văzuți de Vatican. Ei cad între linii, cumva. Și nici de unii, nici de alții nu sunt bine văzuți. E un fel de ironie, pentru că și ei își asumă adjectivul catolic. Și biserica, ierarhia catolică e bucuroasă să aibă, sigur, în preajmă niște minți strălucite care, până la urmă, fac și un oficiu de apologetică, adică de apărare a creștinismului, dar în același timp există o tensiune vizibilă între inerția străveche a reacționarismului catolic, francez și european, și nota puțin defetistă, în cheia declinului acestor filozofi catolici care spun, le spun mai marilor bisericii, ați încercat să vă adaptați modernității după ce ați combătut-o tot secolul XIX. Și iată că bisericile nu sunt pe cât de pline v-ați dori. De ce? Pentru că autonomia individului modern, liberalismul, etica aceasta difuză socială a lui totul e permis, au triumfat în realitate și, prin urmare, creștinismul nu mai poate, nu trebuie să iasă din carcasa lui instituțională, bine, firește, dar nici nu se mai poate reduce la ea. E vorba mai degrabă de perpetuarea lui prin autenticitatea unui angajament creștin, care este și social și etic și care are o dimensiune spirituală puțin anarhică. Adică nu mai depinde doar de ritualuri și de ierarhia ecleziastică cu dreptul ei canonic, ci mai degrabă de inițiativa liberă a unor persoane care reconstituie într-un climat, dacă vreți, paleocreștin, dar nu de catacombă, că democrațiile nu reprimă libertatea religioasă, reconstituie acea biserică a vorbirii în limbi. Deci, întrucâtva, ei propun ceea ce protestantismul american a propus prin acest revival evanghelic. Deși e legat de figura Duhului Sfânt, de inspirația directă, de frenezia pe care o creează o comunitate regăsită cu adevărat. Și cred eu că claritatea morală a gândirii lui Chantal Delsol, limpezimea categoriilor cu care lucrează, Talentul ei de a reconstitui aceste avataruri ale ciocnirii dintre creștinism și modernitate ne ajută și pe noi în ortodoxie, ca să zic așa. Pentru că problemele cu care se confruntă ortodoxia răsăriteană, chiar și înainte de tragedia din Ucraina, sunt similare. Adică după ce a căzut comunismul, în estul ortodox al Europei au apărut crize de identitate și ciocniri. De pildă, s-a cristalizat un curent anticlericalist, care, sigur, la noi apare în secolul 21, deși el aparține secolului 19, dar toate aceste tensiuni obligă și Biserica Ortodoxă să, zic eu, să-i citească pe filozofii catolici, să îi crediteze și totodată să găsească un eco ortodox al gândirilor, să-l suscite, să-l stimuleze, pentru că dacă ne lipsește luciditatea, ne înfundăm într-un creștinism ideologic în derivă, care poate fi instrumentalizat de partide politice ceea ce extremiste. Se și întâmplă chiar, se și întâmplă. E un profil intelectual obișnuit sau neobișnuit pentru spațiul public românesc, Chantal Delsol? Un spațiu, între altele, populat cu o grămadă de specialiști și de experți făcuți la apelul bocancilor. Da, bun, lăsăm deoparte colcăiala asta. Cum să o luăm, de fapt, mai aproape de noi? Pentru că amândurora ne place și trebuie să ne placă cumva acest exercițiu de luciditate. În România au mai fost traduși gânditori catolici contemporani. Mă gândesc la Pierre Manent sau la Rémi Brague. Chantal Delsol merită să intre în această constelație. O bibliografie care este tradițională fără să fie tradiționalistă, care reacționează fără să fie reacționară, care este pro-democratică fără să fie socialistă și care este pro-europeană fără să nege rădăcinile iudeo-creștine ale civilizației noastre. Adică exact acea poziție moderată, lucidă și integratoare prin care se poate imagina și o creștin-democrație românească. E un aliat pentru acei intelectuali români care au priceput nevoia unei doctrine sociale a Bisericii Ortodoxe pe măsura celei adoptate de Biserica Romano-Catolică. Au înțeles că creștin-democrația pe care s-a construit proiectul Uniunii Europene după al doilea război mondial este singura formă în care cei doi factori se pot uni fără să intre în contradicție, democrația și creștinismul. Și totodată cred că e o lecție și pentru Biserica Ortodoxă Română, care de la legionarism la metamorfozele național-ceaușismului riscă să fie confiscată de această identificare cu un singur neam, de mesianizarea neamului românesc, de exemplu, nu? Și asta, bineînțeles, că duce la război, în final. Nu trebuie să ne mai ferim de asta. Nu duce doar la erori de apreciere sau de comportament. Duce de-a dreptul la situații în care biserica intră mai întâi în conflict cu largul societății și mai apoi în conflict cu demonii imaginați și denunțați în vecini, alte neamuri, Occident, cu civilizația europeană, proiectul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, într-o bibliografie a salvării unei Românii europene, Chantal Delsol merită un loc de cinste. Vorbește acest eseu, să zicem, și despre ce e chiar mai la est de noi. Ați pomenit de război mai înainte. Ce spune despre ce este acolo? Sigur, pe ea nu interesează nici măcar lumea protestantă vest-europeană. E un eseu pentru biserica ei, în Franța, cu ereditatea aceasta scindată. Însă creștinismul e universal, chiar dacă s-a divizat în istorie. Și tot pe Noul Testament e ridicat și nu poate să ignore nici tradiția bisericii nedespărțite din primul mileniu. Adică, chiar dacă asta pare să fie analiza la rece și totodată propunerea de viitor al unui gânditor catolic contemporan, e ce găsește și cititorul român în acest eseu, e valabil și se poate transfera prin analogie în spațiu ortodox, românesc sau pan-ortodox, care oricum acum este într-un fel de turbulență majoră. Da. Tocmai pentru a încerca să salvăm ce mobile mai putem salva din această casă în incendiu. Ce este acest viitor proxim din care spuneați dumneavoastră în excelentul cuvânt introductiv ne relatează Chantal Delsol și cum e el? E mai degrabă încurajator sau mai degrabă îngrijorător? Eu cred că dacă ne referim din nou la spațiul ortodox, evident, nu e nevoie să repetăm greșelile făcute de catolici atunci când, în sfârșit, în anii 60 ai veacului 20, prin Conciliul II Vatican, au găsit o formulă de concordie între biserică și modernitate. Da. Nu o modernizare de tip aggiornamento, pentru că, ci mai degrabă, o reinventare a laicatului, de exemplu, ca popor al lui Dumnezeu, o reinventare a bisericii în sens etimologic, că înseamnă pur și simplu adunarea celor botezați. Adică o declericalizare a discursului pastoral, misionar, care de multe ori reduce biserica la cei care se află liturgic în ea, duminică. O reducție la dimensiunea instituțională, să zicem, un segment îmbătrânit demografic și care devine nereprezentativ, în vreme ce auzi episcopi ortodoxi vorbind de câte un intelectual ortodox cât se poate de botezat, care merge și la liturghie și se împărtășește, spunând domnul cutare este un apropiat al bisericii. Deci nu putem nega faptul că, pe de o parte, deriva filetistă n-a fost oprită nici în discursul public și intern al bisericii ortodoxe române, pe de altă parte că această clericalizare este funestă, pentru că pune prea mult accent pe un singur factor. Cler, obști monahale și ierarhia formată din membrii sinodului. Ori această nouă deschidere către biserică ca popor al lui Dumnezeu este un prim pas în direcția asta de a depolitiza creștinismul, de a-l regăsi față în față în comunități care într-adevăr funcționează pe baza solidarității și a iubirii, dar care sunt reînvie cumva, adică nu mai sunt osificate în simplu exercițiu al vieții liturgice. Nu neagă nimeni faptul că ortodoxia face teologie prin liturghie și că atinge profunzimile sufletului uman prin poezia imnografică și prin cult, ceea ce îi dă o zestre de frumusețe și totodată de profunzime teologică, în timp ce îl laudă pe Dumnezeu în biserică, ca să zic așa. Dar există și o sociologie religioasă, nu? Există o dinamică în viața bisericii și trebuie ținut cont de faptul că omul contemporan, după 30 de ani, chiar și de democrație originală, e liber, e exigent, vrea să se simtă băgat în seamă, inclus, și atunci ar trebui poate să existe și un rost al laicatului, mai bine afirmat decât în structurile actuale ale BOR, care s-a deșagunizat. Șaguna, când a pus un pivot ortodox român în Transilvania Habsburgică, a asociat la decizia din biserică laicatul. Acest laicat, adică toți mirenii, dumneavoastră, cineva care nu are mitră și nici brâu. Apropiații bisericii. Apropiații bisericii. Trebuie să vadă ce se întâmplă și să fie chemați să codecidă și în același timp să devină și ei, într-un fel sau altul, dar nu militaros și nu mecanic, misionari. Adică, până la urmă, trebuie să acceptăm că un creștinism postpolitic, în democrație, e un creștinism care cucerește atâtea inimi câte poate convinge. Și convingerea asta trebuie să fie ilustrată prin propria viață, prin frământarea ideilor, printr-o dezbatere care să nu se încheie înainte de a începe. Teodor Baconschi este invitatul acestui podcast Între noi, o carte minunată tradusă extraordinar de domnia sa, Chantal Delsol, Sfârșitul Creștinătății, editura Spandugino, colecția Perpetuo. Să luăm bună oară titlul, domnule Baconschi, Sfârșitul Creștinătății. Mai există? Există Europa Cristiană? Tocmai asta e un certificat de deces al Europei Cristiană, dar asta poate să-i smintească pe cei care eventual atașați creștinismului se uită la noi. Da. Delsol nu bate un cui în coșciugul creștinismului, ci în coșciugul noțiunii de creștinătate. Exact. Deci una este Europa Cristiană, care este o Europa umanistă, care redevine morală în războiul din Ucraina și se readună pentru că își dă seama că trebuie să facă un pas înapoi, să nu mai predice epoca post-adevăr. Da. Să spună, da, totuși există un adevăr și o minciună. Și evident ce acum. Există binele și există răul. Totuși trebuie să le deosebim dacă vrem să supraviețuim. Da? Da, da. Deci, cred că cartea care a apărut spre bucuria mea, așa, discret patriotică, mai frumos în românește decât în ediția originală de la Edition du Cerf. La Spandugino este o ediție minunată. Da, asta e Spandugino. Da, așa e. E un brand care ne-a obișnuit cu răsfățul bibliofil. Deci, să nu se nedumirească cei care ne ascultă și ne văd. Da. E vorba doar nu de un pamflet, ci de o demonstrație la rece că creștinismul politic e sortit eșecului. Acum, sigur că asta te pune și în situația de a te întreba, bine, dar de la edictul de la Milano 313 până azi, creștinismul a fost alterat de mariajul ăsta cu politica, cu puterea lumească, cu cezarul, cu prințul acestei lumi, implicit, care e un nume al diavolului. Da, da. Ce facem? Rescriem istoria bisericii? Nu! Așa a fost istoria bisericii. A fost o etapă care stă și ea sub semnul providenței, dar după toate experiențele prin care a trecut lumea euroamericană și lumea creștină în ansamblu ei, trebuie să ne înțelepțim puțin și să vedem că nu mai putem reveni la o societate monocrom creștină, monopolist creștină, în care, cum ziceam, Evanghelia asta guvernează deasupra statelor. Da. Pentru că asta duce la fariseism dictatorial, la poliție politică, Savonarola sau dimpotrivă, chiar mai aproape, și așa mai departe. Aceste lucruri au fost patologii în istoria bisericii și toate au fost totodată ispite ale puterii lumești, nu? De ce a apărut și reforma protestantă în secolul XVI? Pentru că pur și simplu papalitatea concentrase prea multă putere, opulență lumească și spirit profan, făcea prea multă politică, avea armată, și apăra teritoriile din centrul Italiei, prin statele pontificale, și la așa ceva nici nu putem, nici nu trebuie să revenim. Trebuie să, deci, cei care predică creștinismul, în loc să fie buni, să citească ce spune Iisus Hristos în Evanghelii, să-i citească pe apostolii lui, ucenicii lui Iisus Hristos, să-i citească pe părinții bisericii, pe marii asceți, pe marii spirituali. Ei bine, nu. Ei vor o cruciadă, vor un stat din nou creștin, eventual cât era România de creștină pe vremea lui Horia Sima și Ion Antonescu. Trebuie să încercăm cu binișorul să le scoatem creștinilor devotați și implicați și care sunt cât se poate de sinceri. din cap ideea că creștinismul se realizează prin putere politică. Și la limită prin revolver și crimă, apropo de perioada pe care ați evocat-o. Da, da, pentru că da, nu revolverul care duce la asasinat nu e niciodată departe de un stat care folosește politic creștinismul pentru a stârni naționalismul exacerbat, pentru a stârni ura, xenofobia, ideea că numai tu ești bun, numai tu ești în dreapta credință, alții sunt în eroare, vânătoarea de vrăjitoare și de eretici, demonizarea oricărei diferențe de opinie. Adică, cu alte cuvinte, și această carte ne poate învăța formula de coabitare dintre creștinismul ortodox actual, cu toată tradiția lui imensă și respectabilă, și democrație. Despre asta e vorba. Poate că nu ne-a fost clar că întâlnirea asta dintre creștini și democrație va fi necesară și complicată după ce a căzut comunismul. Da. Pentru că am zis și am făcut și eu greșeala asta, poate au făcut-o și alții, păi dacă a căzut comunismul ne întoarcem în anii 30. Nu? Nu. Când România aveam... Da. Cu toții tendința de a idealiza interbelicul românesc, o spune, atunci erau elite intelectuale formidabile, conectate la Europa, dar sigur foarte naționaliste și așa mai departe. Acele elite au trăit eșecul propriului proiect de țară prin deriva nazistă și local-legionară. Da. Nu mai avem nevoie de asta și atunci... La întrebarea de ce în 30 de ani nu există în România un partid nu membru formal în Partidul Popular European, ci un partid creștin-democrat adevărat, autentic, care să aibă așa un 30%, un 27%. Da. De ce nu există un partid care să nu încerce să creștineze pe toată lumea cu forța, ci pur și simplu să explice, să acționeze în spirit creștin, umanist creștin și în același timp să apere valorile creștine atunci când ele sunt agresate de progresismul militant și dogmatic, nu? Sau de diverse socialisme, sau de diverse anarhisme, sau așa. Da. De ce nu avem asta? Pentru că, iată, deși au fost multe voci intelectuale care au tradus din doctrina socială a Bisericii Catolice. Au culmea paradoxului, singura biserică și prima biserică ortodoxă care a adoptat ea însăși o doctrină socială, o teologie socială, care e o punte între biserică și o societate deschisă, a fost Biserica Rusă în anii 2000. Și ce ironie! Da, e o ironie. Dar uite că noi avem nevoie de măcar la spartul târgului, înainte de a fi prea târziu, înainte de a nu putea opri instrumentalizarea politică extremistă a creștinismului ortodox, cu toate caratele ei antioccidentale, antieuropene, să facem o întâlnire de gândire și de acțiune între ce ne spune creștinismul și ce ne recomandă democrația. La modul luminos, vreau să zic. Da, nu îngust. Pașnic, prin dialog. În mantaua libertății, să zic așa, la noi în țară, pur și simplu, această absență e trist elocventă. Adică arată că un creștinism regăsit, revitalizat, în plină ebuliție a unei renașteri postcomuniste, nu s-a putut adapta doctrinar și printr-un set de idei politico-spirituale, printr-o teologie socială, nu s-a putut adapta cu adevărat democrației. Și după aia ne întrebăm de ce în partea secularizată și uneori anticlericalistă a societății se fac identificări din astea cu atât mai sinistre azi, războiul interortodox din Ucraina, între biserică și o forță totalitară, antidemocratică, anti-europeană. Pentru că n-a existat un vehicul politic și intelectual și o dezbatere. Dar o conversație neîntreruptă, să zicem. Nu care și, să explice că un creștinism depolitizat nu e un creștinism castrat, nu e un creștinism amputat, vlăguit, ci dimpotrivă unul care, prin forța perenă a revelației din Evanghelia lui Hristos, reușește să reevangelizeze fiecare generație în libertate. Pentru că Hristos aduce pacea și libertatea, aduce iubirea și solidaritatea, nu aduce dezbinarea, ura, crima și așa mai departe. Servituța, sabia, da. Unde se simte mai acut sau, să zic, unde se simte poate mai dramatic creștinismul fără creștinătate, apropo de titlu? În est sau în vest? În vest, dar acolo acolo e o condiție care începe să fie asumată de comunitățile creștine. Eu am trăit 7 ani și ceva în Franța, despre care vorbim, și avem în față aici cartea unei mari gânditoare catolice franceze. Catolicismul este, pe de o parte, lotul burgheziei care face mulți copii, e familistă, e tradiționalistă, e cam și clar anticomunistă și antisocialistă. A existat un catolicism social proletar, cu preoții proletari în anii 50-60. Biserica nu e în centrul atenției, dar e acolo, lucrează în deplină libertate și continuă traducerile, și continuă opera savantă, continuă misiunea, continuă viața de cult, continuă să aibă poziții în marile dezbateri societale, nu pro sau contra avort, tot ce ține de ideologia de gen, toate aceste aberații și ale barocului post-nihilist, care e la fel de steril ca și oricare altul, în ciuda pompoșeniei lui, categoriale și așa mai departe. Dar această biserică franceză, care poate fi regăsită și în Italia, în orice țară UE din vest, e o biserică care, pur și simplu, chiar dacă are legături în politică, așa cum are legături în toată societatea, în mediul de afaceri, în diverse universități, în mediile... Ba mai mult, au universități catolice care... Licee catolice, care sunt, de altfel, cele mai bune, probabil, nu? Considerate cele mai bune și foarte căutate, nu? Deci, trebuie să găsim și noi o formulă în care sinfonia asta bizantină, stat, biserică, trebuie reformulată ca nouă teologie politică în democrație. Pentru că, altfel, dacă statul o ia razna, cum e statul lui Putin, el trage în groapă și o ierarhie obișnuită cu frica și obediența, care poate ajunge să propovăduiască de la amvon sau din fața altarului crima și genocidul. Deci nu ne dorim așa ceva în nicio eventualitate și, prin urmare, ca să prevenim asta, trebuie ca, măcar acum, cum spuneam, pe baza unor reflexii și unui sol irigat de idei de felul celor din această carte, să inventăm o formulă de coabitare pe termen lung între ortodoxie și democrație. Toate secolele sunt religioase? Chantal Delsol așa spune. Da, pentru că e o teză tradiționalistă la care ader. Nu cred că ați vorbit de religii de substituție, religiile politice ale totalitarismelor moderne, care erau mai mulțăreni, metafizice și totalitare ale cosmogoniei creștine, ale eticii creștine, ale spiritualității creștine. Și cred că orice secol e religios în sensul că e peren homo religiosus. Deci, pentru că nu putem să nu vedeți și rupturile, discursurile de decreștinare și mai... Utilizează matrici, de fapt, de sorginte. N-au alt vocabular. Exact. Deci n-am ieșit din dubletul, imanență, transcendență, istorie, escatologie, astea scrise de creștinism pe veci în civilizația europeană. Dacă această civilizație, în marea milă a lui Dumnezeu, o să dispară, asta e altceva. Dar deocamdată, dacă o apărăm, suntem parte vie din ea, avem această gramatică și ea e dată de teologia creștină. Și atunci, în acest context, de ce pare sau de ce cu adevărat chiar e mai greu de dus povara libertății decât povara propagandei, să zic? E simplu. Ne putem pune întrebarea în registru religios, dar și în registru politic, odată mai mult. Adică e vorba de acest mister pervers al servituții voluntare. Omul preferă sclavia pentru că îl eliberează de responsabilitatea personală. De asta. Eu nu mai am responsabilitatea de a alege între bine și rău, de a fi curajos în furtuna unei dictaturi, de a apăra pe cel slab, de a risca ceva. Libertatea e un risc. Omul servil, care acceptă servitutea de bunăvoie, o face în primul rând pentru că îi se pare că schimbul e bun. Stăpânul are grijă de mine, ca în dialectica hegeliană, nu ne putem separa, eu am scăpat de orice responsabilitate și așa ajungem la Ceaușescu e de vină. Da, să zic așa. Și numai el. Numai el. Putin e de vină. Stăpânul e de vină. Putin, nu știu ce. Și atunci tot ce înseamnă ambiguitate morală, compromis hidos, lașitate, lipsă de demnitate, oportunism și așa mai departe, toate aceste tare sunt dintr-o dată preluate la pachet tot de stăpân și sclavul e în permanență inocent. Deci o formă perversă de falsă mântuire această servitute voluntară pe care creștinul trebuie să o respingă. Nu vedem în niciun moment al biografiei cristice compromisul cu puterea. Dimpotrivă, vedem această paresie, această libertate a cuvântului adevărat, care e rostit în fața puterii, în obrazul puterii, până la crucificare. Nu? Da, da. Deci, aici, cei care acceptă tirania de orice fel, sunt în afara creștinismului, de fapt. Averea bunei educații e un titlu din portofoliul noastră autorial. Urmează să apară, să reapară în seria de autor Teodor Baconschi de la editura Spandugino. V-aș întreba ce fel de avere este aceasta? Averea bunei educații. Nu e o formulă, e chiar o sursă de bogăție nevăzută, dată de marile cărți, de alianța cu spiritele care ne pot modela valorile și ne pot recomanda un mod de viață. Nu într-o literatură aspirațională de mâna a doua, cum să fii bun în 3 lecții, cum să fii... cum să înveți greaca veche în 20 de minute. Cum să te placă șeful în 5 episoade. Bun. Nu. Averea bunei educații este... Așa cum zicea Camus despre sărăcie, că starea de sărăcie are o singură virtute, generozitatea. Deci asta un paradox, în sensul că ce valoare are o avere nevăzută, imaterială, intangibilă? Păi are valoare pe care o capătă persoana ta modelată de efortul de a te educa toată viața și de a rămâne în compania oamenilor cei mai deștepți, iluștri, care au făcut bine, care s-au chinuit și pentru tine, nu? În efortul lor de a căuta adevărul și de a-l găsi. Dar sigur că trăim într-o perioadă de democratizare a universității și de democratizare a tot, în care formula asta, averea bunei educații, poate să pară elitistă, poate să pară discriminatorie, nu-i așa? E bine, nu, tocmai pentru că e singura avere la care poți avea acces și dacă te-ai născut sărac. Ca să leg sintagma care dă titlul cărții noastre de acest volum, v-aș întreba ce ar putea să compună trusa de ajutor a bunei educații religioase, știind sau presimțind și ce ne spune Chantal Delsol. Cu ce să mergem la purtător? Și aici vedem un paradox. Iertați-mă că mă întorc la realitatea prozaică a cotidianului românesc. 30 de ani de libertate religioasă, de religie în școli, de catehizare și vedem un tineret în mare parte rupt de biserică, ignorant în materie de doctrina creștină, de tradiție, de teologie, și care mai are și un soi de dispreț tipic ignorant, dar coroziv, nu? Față de sensibilitatea creștină, față de misterul creștinismului, pe care nu-l înțelege pentru că i-a rămas exterior. Și de ce vorbim de asta? Pentru că se vede treaba că educația asta religioasă s-a făcut prost, într-un spirit inadecvat, oameni nu îndeajuns de talentați și de dedicați, pe manuale care probabil li s-au părut elevilor din gen din promoțiile succesive, fără legătură prea mare cu ce îi așteaptă în viața lor socioprofesională, de familie, etc. Deci probabil că manualele acestea erau într-un fel retrograde și în alt fel idealizau creștinismul, fără să îl ajute pe elev să înțeleagă de ce credința creștină îl poate ajuta zi de zi toată viața, de ce îl poate transforma lăuntric, de ce... Deci s-a mers pe o îndoctrinare. S-a mers pe linia politică în termenii, nu? Da, oarecum. Cumva... Așa e, da, și asta nu, și aia nu, și condamnă pe ăla, și fa aia, și nu știu. Nu. Deci s-a subestimat inteligența în creștere a noilor generații din epoca smartphone și a internetului, a nativilor digitale, a celor care oricum sunt foarte informați, pentru că totul e informație de jur împrejur. Așa încât și aici cred că trebuie să tragă cineva o linie și să spună, ok, vedem ce mai zice statul, cât ne mai lasă să intrăm în școlile publice. Trebuie să apărăm acest drept, dar în același timp să rescriem manualele, să mai reciclăm acest corp profesoral, pentru că nu mai suntem pe vremea lui Sfântului Nicolae, al lui Creangă, nu? Deci cu argumentul baculum, nu? Da, un preot profesor care, nu știu, urlă, învață pe copii mecanic 3 rugăciuni și le creează impresia că lumea e rea. Trebuie să împăcăm pe copii cu lumea, că e făcută de Dumnezeu lumea, și totodată să reducem secularizarea printr-un plus de inteligență spirituală a tradiției, a istoriei creștinismului, a marilor figuri din panteonul creștinismului de toate confesiunile. Deci e de lucru. E de lucru și este un fel de urgență, pentru că mi-a plăcut formula, un kit de supraviețuire religioasă. Avem nevoie de spiritualitate, avem nevoie de ceva deasupra noastră, ca orice altă generație umană. Avem nevoie de convingerea că istoria are un sens, nu e o adunătură de absurdități, din ce în ce mai crude și mai aleatorii. Și ca să facem asta, e nevoie ca transmiterea, pentru că toți spunem și în Noul Testament, credința din auzire este, tot ce ajunge la urechea noilor generații trebuie puțin decantat, rafinat, reformulat, adică adus la zi. Dar nu prin relativism, nu deformând substanța învățăturii teologice creștine, ci îmbrăcând-o și explicând-o astfel încât ea să poată fi un ajutor de zi de zi în viață, nu ceva separat de duminică, de mari sărbători, la botez, nuntă și înmormântare și în rest. Ori un creștinism depolitizat și dezideologizat are toate șansele să aibă o priză uriașă, mai ales că lumea e derutată, simte criza valorilor și a identității. De pe alt versant privind lucrurile, e un teritoriu accidentat, un câmp plin de turbulențe. Ce sunt în acest câmp creștinii? Ce mai sunt ei în acest peisaj? Eu văd tot după metafora biblică, sunt sarea pământului. Deci, și lumina lumii. Nu cred că există două simboluri care să recomande creștinilor mai mult de atât. Adică asta e totul, nu? Să dai gust vieții umane, cum dă gust sarea mâncării, alimentelor, și în același timp să luminezi în aceste tenebre. Cred că totul e în Noul Testament. Dacă ne întoarcem cu inteligența necesară la lectura lui, la citirea lui spirituală, și dacă facem asta într-o biserică vie, scutită, cum spuneam, de dictat ideologic și de instrumentalizare propagandistică, atunci vom avea, într-adevăr, ca întotdeauna, în persoana lui Iisus Hristos, în Dumnezeu, în tradiția monoteistă a civilizației euroamericane, destule resurse pentru a merge mai departe, pentru a ne apropia de Împărăția lui Dumnezeu pe acest culoar istoric, oricât ar fi el de strâmb, de poluat, dar realizând că nu e poluat din voia lui Dumnezeu, ci din acest mister al răului cu care omul are de a face și pe care trebuie să-l depășească, nu doar să-l deslușească. Mai am o singură întrebare în scenariul acestei conversații minunate, prilejuite și de această carte, sau în primul rând de această carte, Chantal Delsol, Sfârșitul Creștinătății, editura Spandugino, colecția Perpetuă. Însă până la această întrebare vreau să împărtășim o amintire sau o reamintire împreună, și anume un pasaj minunat despre ce sunt creștinii dintr-o scrisoare din secolul al II-lea adresată lui Diognet, exact, un demnitar roman. O să citesc ca și cum am împărtășit acest pasaj, pentru că mie îmi place foarte mult. Citez acum: căci creștinii nu se disting de ceilalți oameni nici prin țară, nici prin limbă și nici prin îmbrăcăminte. Ei locuiesc în cetățile grecești sau barbare, după cum i-a hărăzit soarta fiecăruia, conformându-se obiceiului locului de îmbrăcăminte, hrană și mod de viață, oferind în același timp exemplul minunatei lor forme de viață socială, considerate de toți a fi incredibile. Ei trăiesc fiecare în propria patrie, dar ca și cum ar fi străini. Se achită cu toții de toate îndatoririle lor de cetățeni și suportă toate sarcinile ca și cum ar fi străini. Orice pământ străin le este patrie și orice patrie e un pământ străin. Ei se căsătoresc ca toată lumea, au copii, dar nu-și abandonează nou-născuții. Ei își împart masa, dar nu și patul. Ei sunt alcătuiți din carne, dar nu trăiesc potrivit cărnii. Ei își duc viața pe pământ, dar sunt cetățenii cerului. Ei respectă legile stabilite, dar cu felul lor de viață se ridică deasupra legilor. Ei iubesc pe toți și sunt persecutați de către toți. Într-un cuvânt, creștinii sunt în lume ceea ce sufletul este în corp. Sufletul iubește carnea, carnea îl detestă și își iubește membrele așa cum creștinii iubesc pe cei care îi urăsc. Sufletul este închis în corp, dar sufletul este cel care susține corpul. Tot așa și creștinii sunt ținuți în lume ca într-o închisoare, dar ei susțin lumea. Dumnezeu le-a atribuit o poziție atât de înaltă încât nu le este îngăduit să o abandoneze. Închei citatul, un citat minunat, și vă întreb, în fine, de ce nu e sigur că Dumnezeu nu a câștigat? Apropo de finalul cărții acesteia minunate. Da, pentru că a câștigat. Asta e răspunsul scurt, nu? Și direct. Da. Da. Și apropo de citatul ăsta, sigur că el e faimos pentru oamenii care cunosc puțin istoria bisericii și a literaturii patristice, dar ce să-i adaugi? Da, e o minunăție, este uluitor când te gândești că a fost, că merită tatuat pe suflet cumva. Are aproape 2000 de ani. Da, secolul II, probabil. Și categoriile, tot ce ține raportul individ, legi, stat, ordinea publică și așa mai departe. Transcendență, imanență, e tot. Raportul, trup, suflet, tot ce ține de dialectica asta dintre materie și spirit. Deci, trebuie să ne întoarcem la aceste izvoare, pentru că sunt la îndemâna noastră și nu e cazul să le astupăm. Nu e sigur că Dumnezeu nu a câștigat, e ultimul subcapitol al ultimului capitol al cărții, Sfârșitul Creștinătății, Inversiunea normativă și noul timp, Spandugino, colecția Perpetuo, Chantal Delsol, traducere extraordinară, Teodor Baconschi. Mulțumesc foarte mult, domnule Baconschi, pentru această conversație minunată. Mulțumesc. Pe curând. Pe curând, da.